Fructul oprit. Sezonul 2. În curând, la Antena 1. Bogdan, ce ne poți spune despre personajul tău, Marius Cristescu? Nimic. Nu, glumesc. N-am să vă spun prea multe, pentru că lucrurile acestea vor trebui descoperite. Poate că o caracterizare așa în câteva cuvinte ar fi un Monte Cristo al acestor timpuri. Un om care a trăit foarte multe lucruri, nu neapărat bune, și care și-a construit, hai să spunem, cea de-a doua parte a vieții cu un scop foarte precis, pe care îl vom descoperi. Cum ai primit această propunere de a juca în serial? Cu mare bucurie, a fost pentru mine ca un cadou, pentru că noi, actorii, suntem automat legați de această meserie, indiferent ce facem noi într-o altă viață, pe scena vieții. Cu mare bucurie, din multe puncte de vedere. În primul rând, când Ruxandra Ion mi-a propus acest personaj, a fost o reîntâlnire cu Ruxandra după foarte mulți ani de zile, de pe vremuri de care nu o să amintim. Și apoi, a doua mare bucurie a fost întâlnirea cu Marian Dorelea și cu Ana Ciontea, cu care am fost colegi de facultate, am fost colegi de an, de promoție. Și spectacolul de sfârșit de an, toate clasele l-am făcut împreună, deci un spectacol în care am jucat împreună. Apoi, cu Marian ne-am regăsit la Teatrul din Ploiești, unde am făcut câteva spectacole. Cu Ana Ciontea ne-am regăsit la Teatrul Giulești, cum se numea pe vremea aceea. După care eu am plecat din țară și iacătă, m-a tras ața înapoi. Știam că Fructul oprit va deveni un challenge pe de o parte, un cadou pe de altă parte și o mare bucurie. Nu numai că mi-a plăcut scriitura acestui serial, dialoguri foarte, foarte bine scrise, actori foarte buni, iarăși plăcerea de a o regăsi pe Adriana Trandafir sau pe Carmen Tănase, sunt la fel de multe argumente pentru care mi-a plăcut să fac parte în această echipă. Și nu numai că, deci, dincolo de scriitură și de aceste întâlniri posibile, este pur și simplu povestea și felul în care lucrurile se întâmplă, care m-au ținut pur și simplu lipit de scaun. Lucrul pe care l-am auzit de la persoane care nu se uitaseră la serial. Și asta a fost și o garanție pentru mine din afară, deci nu era subiectivismul actorului, căruia îi se propune un frumos personaj. Oameni, deci, care nu se uitaseră niciodată și care întâmplător, mi-au spus-o și nu unul singur, au dat peste serial și nu au putut să se mai dezlipească. Și m-am bucurat foarte tare să constat că prieteni foarte buni de-ai mei știau tot ce se întâmplă în acest serial, știau și cine voi fi eu, când voi apărea în această a doua ediție, în acest sezon 2, și am constatat că nu există un anume public pentru Fructul oprit, ci indiferent de clasa socială, indiferent de cultura, de educația, de plăcerile și alegerile fiecarei persoane, toți și fiecare în parte, deci, au regăsit sau au găsit ceva în acest serial care i-a ținut lipiți de scaun. Ceea ce pentru noi actorii și pentru voi producătorii nu poate să fie decât un beneficiu maxim. Fructul oprit. Sezonul 2. În curând, la Antena 1.